trece prin clipe grile. Artistul a anunțat pe rețelele de socializare că unul dintre membrii familiei sale a murit din cauza coronavirusului. Enrique Iglesias este unul dintre persoanele care și-a pierdut un membru al familiei din cauza coronavirusului. Presa spaniolă scrie că este vorba despre tatăl vitreg al artistului, Carlos Falcó, în vârstă de 83 de ani. Carlos a fost internat încă de săptămâna trecută, figurând printre persoanele cu risc ridicat, din cauza vârstei. Din nefericire, tatăl vitreg al lui Enrique și al surorii sale, Tamara Falcó, a pierdut lupta cu viața. Mesajul transmis de Enrique Iglesias după moartea tatălui vitreg, Enrique Iglesias a dat vestea cu tremurătoare pe contul lui de Instagram, trăgând și un semnal de alarmă cu această ocazie. Artistul le spune fanilor săi să stea cât mai mult în ochi în casă pentru că, așa cum mi s-a demonstrat, coronavirusul nu iartă pe nimeni, indiferent de statul social sau financiar. Trecem printr-o perioadă dificilă și această criză a afectat mulți oameni, inclusiv pe cei din familia mea. Stați în casă și aveți grijă de voi și de cei dragi. Multă iubire și putere, este mesajul postat de artist pe contul lui de Instagram. Fanii i-au trimis mesaje de condoleanțe și l-au încurajat că o să treacă cu bine peste această situație critică din viața lui.